În prima jumătate a secolului 20, localitatea Pui era un important centru administrativ, comercial și chiar administrativ financiar, având o clasă de mijloc bine închegată, chiar înstărită. De atunci și până acum se păstrează tradiția celor două târguri de primăvară și toamnă, în care fermierii și meșteșugarii din județul nostru și din cele învecinate vin să-și vândă animalele și produsele. La invitația primarului, Victor Stoica, anul acesta, alături de el a fost și președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, dar și alți primari din zonă. Ca în fiecare an, prezență numeroasă la târgul de primăvară din Comuna Pui, considerat unul dintre cele mai mari de acest gen din regiunea de vest a țării. Din păcate, restricțiile impuse crescătorilor de animale și sistemul birocratic extrem de greu și sever i-a descurajat pe fermieri și implicit s-a denaturat și tradiția de sute de ani a târgului. Așa că nici anul acesta hunedorenii nu au mai plecat acasă cu mielul de Paște. Târgul ăsta de țară de la Pui, un târg excelent, târg de ani, sute de ani, dar din nefericire pentru noi, datorită unor vicii ale unor funcționari statului român, nu putem să aducem animale, nu putem să aducem chiar ce trebuie. Am umplut târgul cu fierătanii, dar animale și ce era baza, din nefericire pentru noi, ne chinuim. Bai gripa aviară, bai boala lui Moș Crăciun, bai anemia calului, bai nu știu ce și... Că ăsta era baza târgului. Teoretic, astăzi oamenii ar fi trebuit să plece de aici cu mielul de Paște. Așa ar fi fost. Da. Dar nu se poate. E asta o durere. Au oamenii care au venit, i-ați întâlnit, ați fost între ei. Da. Se plâng oamenii că nu pot să-și cumpere mielul de Paște aici de la târgului. Aici problema e așa în la două capete. Deci una că e mielul, dar doi, nu mai prea este mielul. Fiindcă cei care țin voile și ei s-au împuținat, nu mai sunt. Toți ori domnit și la muncă nu mai vrea nimeni. Așa că tragem ponoasele. Să dăm drumul și la animale. Nu se poate să nu-i dai voie la om să vină cu animale la târg. Să se poate vinde și el marba, să câștigă niște bani, să facă din nou investiții. E o greșeală mare, dar sperăm să se rezolvă. Și pentru că anul acesta, ziua de 1 mai, a căzut în săptămâna patimilor, îndemnul socialdemocraților prezenți la târg a fost unul de înțelegere față de sfaturile bisericești, dar și față de sărbătoarea dedicată celor care muncesc. 1 mai nu este o sărbătoare comunistă sau ceva, este ziua oamenilor muncii, toată lumea, toți oamenii, este o zi care... Zi internaționale, nu numai noi, și celelalte țări sărbătoresc această zi și asta nu se face prin mult. Te duci la o distracție, la o bere, la un mic, mai socializezi un lucru și asta înseamnă o sărbătoare de 1 mai. Cred că în această perioadă toată lumea trebuie să fie mai liniștită, mai bună, mai răbdătoare cu cei din jurul nostru și faptul că suntem astăzi s-a nimerit să fie și 1 mai în Săptămâna Mare, o sărbătoare foarte frumoasă, dar, repet, spiritul sărbătorilor de Paște se simte și lumea, cred că, este, în general, mai liniștită, așa cum a spus dumneavoastră, și e normal să privim mai mult spre interiorul nostru și să lăsăm cele lumești mai deoparte, cel puțin în această perioadă.